Bârda, un sat din comuna Malovăț, care se află la doar câțiva kilometri de Drobeta, turnul Severin, este complet rupt de civilizație. Apa curentă lipsește cu desăvârșire și este distribuită cu porția atunci când se poate. Fără rețea de canalizare și cu toaleta în fundul curții, localnicii spun că civilizația s-a oprit la ei. Bătrânii își duc traiul cu greu, pentru că în localitate nu s-a mai făcut nicio investiție importantă de 10 de ani și nici nu se întrevede vreuna în viitorul apropiat. Localitatea aparține de comuna Malovăț, iar edilul a găsit de cuvință să renoveze clădirea primăriei în loc să facă ceva pentru oamenii ale căror voturi le va căuta cu ardoare anul viitor. Și astăzi trebuia să primiți apă. Da. Și nu este. Nu este. Și când primiți? La două zile? O zi, da, și una nu. În secolul al 21-lea, sute de oameni din comuna Malovăț au apă cu porția. Vorbim despre localnicii din satul Bârda, un loc rupt de civilizație în care oamenii nu au apă curentă și nici sistem de canalizare. Probleme sunt de ani de zile și în ceea ce privește furnizarea apei, iar oamenii și-au pierdut orice speranță că problemele și-ar găsi rezolvare. Sătui de nepăsarea autorităților, oamenii povestesc că nu au apă pentru animale, nu-și pot uda culturile, iar despre consumul propriu, nici nu mai știu ce să facă pentru a se restrânge. Sunt zile în care nu primim deloc și sunt zile în care trebuie să primim și primim mai puțin și atunci, sau mai târziu, sau deloc, uneori. Ce faceți în acest sens? Cum supraviețuiți? E, cu vechea fântână. Punem butoi un remorcă care are mașină, care nu, cu spinarea. Canalizare, deocamdată nu. Ne aflăm în satul Bârda, din comuna Malovăț, un loc desprins de civilizație. De ce spunem acest lucru? Uitați-vă în spatele meu, aici se află WC-ul, în fundul curții. Oamenii nu beneficiază de un sistem de canalizare și sunt probleme și în ceea ce privește alimentarea cu apă, nu au apă curentă. La Bârda, timpul parcă a stat în loc. Bătrânii sunt cei care țin satul în viață. Cei tineri au plecat pentru că autoritățile nu au făcut nimic pentru a le schimba traiul. Aici nu s-a mai făcut nicio investiție de 10 de ani, iar apă au cu porția. O zi avem și una nu, de la 11 până la 4, alte ori până se oprește și la 3. Deci o zi avem și una nu. Am înțeles că astăzi ar fi trebuit să aveți, chiar am întâlnit un alt localnic și a spus că nu a fost furnizat nici măcar în ziua în care trebuia furnizat. Zice că e defect, tot satul nu avem canalizare. Toaleta este în fundul curții? E în fundul curții. O altă problemă cu care oamenii se confruntă este reprezentată și de lipsa apei curente. Din câte putem observa, apa nu curge din robinet. În mod normal, oamenii primesc cu porția apă de la ora 11. Acum este ora 1, n-au primit până acum apă și sunt zile în care nu primesc deloc. O soluție pentru cei mai mulți o reprezintă fântâna de la marginea satului, pentru care sunt nevoiți să parcurgă multe drumuri pentru a putea acoperi strictul necesar de apă. Oamenii sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge la fântână, de unde poate să-și procure apa de care au atâta nevoie, însă vorbim de oameni în vârstă, oameni care au probleme de sănătate și automat drumul este mult mai dificil de parcurs, care cantități destul de mari de apă pentru a-și acoperi toate nevoile. Soluții s-ar putea găsi de la forarea noi puțuri sau realizarea unui proiect pentru captarea apei dintr-un izvor. Primarul Ion Michescu însă își face calculele în funcție de numărul localnicilor, ceea ce s-ar traduce în numărul voturilor și cum Bârda este un sat cu locuitori puțini și bătrâni, nu pare să intre în calculele lui. Ba mai mult, Ion Michescu declară că Bârda, Bobaița și 23 August sunt sate care nu vor avea rețea de apă, nefiind eligibilă o investiție pentru câțiva locuitori. Noi este ideea satul Bârda. Și joi era ziua când Bârda nu avea apă. Și atunci ne-am schimbat programul și ne-am comunicat. Oamenii au stat de vorba cu activitatea de la apă, că or să aibă apă joi în ziua DND, că nu puteam să le stăm fără apă în ziua DND. Și atunci am schimbat programul ca să ai oamenii în ziua DND apă joi. Cam așa gândește în anul 2023 un primar care a fost ales pentru a se ocupa de interesele fiecărui locuitor al comunei pe care se presupune că o conduce. Sub bagheta lui Ion Michescu, satele Malovățului mor unul câte unul, fără ca primarul să înțeleagă efectele acțiunilor sale. Și nu vorbim doar despre depopulare, ci despre faptul că această comună va deconta în plan economic pierderile demografice, adică în final tot oamenii vor avea de suferit.